Vă rog o lămurire în privința unei situații. Într-o familie de necredincioși, unul dintre ei se întoarce la Domnul Iisus, iar cel necredincios îl părăsește, divorțează, apoi recăsătorindu-se. Cel credincios se poate recăsători? E întrebare bună și foarte, foarte, foarte delicată. La capitolul acesta ne răspunde Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 7. Și aici aș vrea să înțelegem doar foarte pe scurt care este modalitatea în care Apostolul Pavel își prezintă argumentația. Vă spuneam, biserica nu s-a temut de răspunde la întrebări despre actele sexuale și despre viața maritală. Cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Asta e răspunsul lui Pavel principal începând. Adică, este bine ca fiecare să rămână în starea lui și să facă totul pentru Domnul, că vremea este foarte aproape. Aici era contextul. Dar, și acum el începe să explice, totuși, din pricina nevoilor, apar reglementările. Și acum, de la versetul 1 până la versetul 6, ne prezintă dinamica maritală conjugală, actul sexual în familie. Asta prezintă aici reguli, deci aici e mult de vorbit, poți vorbești o oră ușor numai din aceste 6 versete, în care explicăm exact cum lucrează această dinamică. Apoi, versetul 7, versetul 8 și versetul 9 vorbește despre cei care sunt văduvi acum. Pavel spune în versetul 7, eu aș vrea ca toți oameni să fie ca mine, dar fiecare are darul lui. Versetul 8, celor neînsurați și văduvelor. Bă, neînsurați înseamnă că oricine nu este căsătorit actualmente. Și noi am spune, ok, păi înseamnă că asta e oricine, inclusiv fetele și băieții, feciori, fecioare și văduvele. Dar nu e așa. Dacă analizezi atent, și nu-i timpul acum, să analizăm textul, veți vedea că cei neînsurați erau terminologie folosită pentru cei care erau văduvi. Și Pavel spune, văduvilor și văduvelor le spun că este bine să fie ca mine. Și acolo mai mult e de explicat aici. Și versetul 9 reglementează, dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească. Aici este bine să se recăsătorească cei care au fost văduvi. Asta e dinamica. E mult de explicat, nu intrăm aici. Versetul 10 și 11 este contextul demarital între cei care sunt credincioși. Celor căsătoriți, ăștia sunt amândoi în biserică, s-au căsătorit, au făcut familie, le spun nu eu, ci Domnul, nu-i voie divorț. Asta e răspunsul. Partea a doua, adică dacă cumva au făcut o prostie, să se reîmpace și să rămână împreună. Sau n-au voie să facă altceva. Acum, de la 12 la 16, vine problema întrebării care a fost puse. Aici, celorlalți, păi cine sunt ceilalți? Dacă am vorbit despre văduvi și văduve, despre cei căsătoriți în biserică, celorlalți în contextul marital, cine ar fi? Cei care sunt în căsătoriile mixte, și acum explicăm ce înseamnă, ca mai apoi să înceapă de la 25 să trateze problema feciorilor și a fecioarelor. E o categorie de sine însătătoare. Celorlalți aici sunt oricine este într-o relație maritală, dar într-o altă dinamică. Adică, doi necredincioși și unul se pocăiește. De aceea, noi nu permitem ca unul din lume cu unul din biserică să se pocăiască. Asta nu-i voie. Să se căsătorească. Asta nu-i voie. Pentru că ar fi doi la un joc nepotrivit. Aici este vorba că doi au fost în lume și unul s-a pocăit. Când acesta unul se pocăiește, Pavel spune așa, dacă cel necredincios sau cea necredincioasă vrea să trăiască mai departe cu cel acum convertit, care este soțul, soția de drept, nu are voie cel credincios să se despartă. Pentru că frica care era, dacă eu m-am pocăit, acum luăm un caz ca să fie mai simplu cu numele, cu pronumele, bărbatul este nepocăit, soția se pocăiește. Și ea spune așa, acum eu fiind pocăită, trăind cu el, nu cumva asta îmi strică mie relația cu Domnul? Pentru că el e în lume, el înjură, el bea, el face lucruri rele și el acum trăind cu mine conjugal, sexual, mă întinează pe mine. Și Pavel spune nici de cum și dă un argument. Pentru că dacă așa ar fi, copiii voștri acum ar fi ca și făcuți din flori, ar fi necurați. Adică tu sfânt și el nesfânt, ați făcut copii ilegitimi. Și Pavel spune, nu e adevărat. Copiii voștri sunt sfinți, nu în contextul mântuirii, adică ei sunt automat mântuiți, ci ideea este sunt puși într-un context aproape de Dumnezeu, consacrați, din cauza celui care este sfânt. Și atunci cel care este sfânt are un impact asupra familiei, n-are voie să se despartă. Dar Pavel spune astfel, dacă cumva cel necredincios, partea care nu-i credincioasă, acum vrea să divorțeze din cauza celui pocăit,
Aici cel pocăit nu este legat și să-i dea voie. De ce? Că Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Frica celui pocăit este, eu n-am voie să te las, că îți pierzi și tu sufletul, oricum, măcar fiind cu mine, te duc către Dumnezeu. Și Pavel spune, ce știi tu nevastă dacă îți vei mântui bărbatul, sau ce știi tu bărbatul dacă îți vei mântui nevastă? Adică, retoric, crezi tu că îl poți mântui? Nu, numai Dumnezeu poate. Și atunci, ținându-l legat, nu înseamnă că îl mântui. Și aici Pavel spune, să ne chemați să trăim în pace, în loc de scandal, țipete, bătăi și altele, dacă ăla necredincios nu mai vrea împreună, și ascultați bine, nu că ăsta credincios îi face viața iad, ca să scape de el, ca ai vicrănie. El trăiește mai departe în curăție, în supunere, în tot ceea ce înseamnă viața maritală, și acum cel necredincios spune, m-am scârbit de tine și de pocăiții tăi, nu te mai vreau, du-te unde vrei tu, nu mai vreau să fii cu tine. Dacă așa stă treaba, acum cel pocăit nu este legat, zice Biblia, îi dă voie să despartă. El nu-i condamnat pentru asta, că nu el o inițiat. Problema este că nu apare aici ideea de recăsătorire, în schimb. Nu apare. Deci aici mă reîntorc, nu forțați în Scriptură ceea ce nu spune. Faptul că tace oarecum Biblia, mie nu-mi dă argument să spun, păi înseamnă că așa este. Ca să pot răspunde la întrebarea aceasta, va trebui să mă uit în totalitatea Scripturilor la toate învățăturile despre căsătorie. Și atunci toate împreună îmi arată că recăsătorirea se permite doar în contextul, care le-am zis mai devreme, văduvie sau cei doi s-au stricat și se reîmpacă înapoi, atât. Nu este alt context. Păi frate, îi nedrept? Nu-i normal față de asta? Sunt de acord că omenește vorbind e nedrept. Nu uitați un lucru în schimb. Dumnezeu nu este interesat de fericirea noastră. Dumnezeu e interesat de mântuirea noastră. Că fericirea poate veni și ea, derivată din mântuire, este o realitate. Dar lui Dumnezeu nu-i pasă atât de mult de fericirea mea, cât îi pasă de mântuirea mea. Vă întreb, Pavel a fost fericit cu țepușul în corpul lui? Nu. Că de era fericit, nu se ruga de trei ori să-l ia Domnul. Dar vă întreb, a fost necesar țepușul? A fost. Și ca să nu se piardă, Dumnezeu l-a nefericit pe Pavel, înțepându-l, lăsându-l să fie înțepat, ca să rămână mântuit. Asta e mai important pentru Dumnezeu. Așa se explică cum că Dumnezeu îngăde uneori ca să moară o mamă la copii sau un tată în familie și noi întrebăm, cum e drept, că nu e normal, că sunt lucruri care noi nu le înțelegem. Dumnezeu nu greșește niciodată. Fericirea mea nu este primordială, mântuirea mea este. Și apoi vine și fericirea și altele. În cazul acesta este costul mântuirii. Unii plătesc mult mai mult ca alții, adevărat. Alții au murit ca martiri, alții au luat bătaie. Cei din generația mai veche care au trecut prin comunism au suferit pentru Domnul. Generația mai tânără, cu ce am suferit noi pentru Domnul? Corâs de noi odată, la restaurant. Vai, ce chin, ce suferință! Dragii mei, fiecare a avut alt context. Martirii au fost crucificați, prima generație. La noi au fost alte metode. Deci aici vorbim despre faptul că Dumnezeu uneori îngăduie anumite lucruri. Asta înseamnă că după Sfântul Cuvânt, după cum se vede, nu este o clauză. Eu nu pot răspunde la așa întrebare și nu m-aș băga. Dacă cineva se vede mai luminat să vă dea delegări de astfel de lucruri, îi aparține decizia și va da răspundere în fața lui Dumnezeu. După Biblie, eu nu pot să spun altceva decât ceea ce scrie Biblia. Îi dezlegat cel care este pocăit și în ideea că el se va ruga mai departe pentru mântuirea celui necredincios. Dacă ăla face un pas mai departe și ajunge până la urmă să facă și pasul celălalt, să recăsătorească el, fiind în lume oricum, acesta care este pocăit va trebui să insiste mult în fața lui Dumnezeu, biserica să-l susțină, să-l ajute, și avem N cazuri în care au fost femei, bărbați care au spus, orice ar fi, eu nu-mi pierd mântuirea. Și n-au apelat la astfel de metode, nu s-au dus mai departe. Și îi sfătuiau frații din biserică, mă, dar recăstorește și tu. Eu nu pot face așa ceva. Cum vom sta ăia care ne jucăm cu pocăința în fața unor astfel de oameni, care colegi cu noi au suferit și au mers până la capăt pentru Domnul?